Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lansare de carte la Biblioteca din Onești. Dărmănești, premiile Oamenii de Valoare onorează excelența locală. Târgu Ocna, au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Gabriel Borchină, autorul primului volum din trilogia de dragoste Lacrimi de Safir, și-a lansat cartea la Biblioteca Municipală Radu Roseti din municipiul Onești. Trebuie precizat că autorul cărții de dragoste are doar 22 de ani. Mai multe aflăm în minutele următoare, chiar de la autorul poveștii Lacrimi de Safir. Participasem pentru prima oară la nivel de voluntar în cadrul Târgu de Carte din 2018 în Focșani, în Vrancea, și pentru că acolo găsisem punctul de start, pentru că au foarte mulți poeți, noveliști care făceau acest lucru și știau să atragă oamenii, a fost un punct, o premisă foarte bună pentru mine. De ce Onești? Pentru că există foarte multe instituții, indiferent de o comună sau un sat, o metropolă sau un municipiu, unde oamenii pot să găsească această esență deosebită într-o carte. Cum ți-a venit ideea volumului Lacrimi de Safir? Startul a fost pe un fond emoțional. Aveam și chiar și actualmente am o afinitate deosebită către un anumit pianist, spre exemplu Franz Liszt, pe care l-am menționat în acest roman de dragoste. Este chiar Dumnezeul acestui roman, acestei creații de dragoste, și pentru că această latură emoțională a fost trigăruită la maxim, a fost pornită, am putut crea asemenea lucrări de dragoste. În cât timp ai scris manuscrisul? În cât timp l-ai realizat? Startul a fost atunci, în 2018, scrisesem la vreo 6-7 pagini și pusesem pe pauză, pentru că fusesem într-un transfer, eram din clasa 11-a spre a 12-a, dintr-un liceu într-altul, și pentru că aveam focusul pe alte pasiuni față de cele legate de scris, pusesem pauză la vreo 3-4 ani și revenisem ulterior. Dar 6 luni a fost cele lunile în care am simțit să pot să fie complet acest roman. A mers destul de repede, dacă ar fi să facem așa o analiză? Destul de repede, da. Okay. Cum îți pauze? Okay. Cum ai întâlnit Onestinul până la urmă? Prin Facebook până la urmă, prin paginile pe care le dețin, cele de Instagram, dacă nu greșesc, prin implicarea pe care o au avut grămadă de proiecte. Chiar aici în bibliotecă văd că există, de exemplu, și ideea de cinema, se difuzează filme, există persoane care vin și cântă în această instituție, deci de ce nu? Înțeles. Un mesaj, dacă e pentru tinerii din Onești? Luptați! Luptați, pur și simplu luptați, că aveți 12 sau 82 de ani, că vă găsiți pentru prima oară pasiune, pentru că pur și simplu trăiți, aveți posibilitatea de vă dezvolta indiferent de circumstanțele pe care le aveți. Dărmănești, premiile Oamenii de Valoare onorează excelența locală. Dărmănești, un oraș-stațiune cu o istorie bogată și peisaje pitorești, a devenit un reper al excelenței datorită tradiției anuale de a recunoaște și celebra contribuțiile celor care fac ca numele localității să răsune dincolo de granițele sale. În fiecare an, în cadrul festivităților dedicate zilelor orașului, primarul Toma Constantin premiază personalitățile locale sub titulatura Oamenii de Valoare. Această ceremonie specială, devenită o parte integrantă a culturii și identității orașului, este un prilej de recunoaștere publică a celor care, prin eforturile lor, aduc prestigiul comunității. Premiile nu se limitează la un domeniu specific, ele se adresează tuturor celor care, prin activitatea lor, contribuie la dezvoltarea, promovarea și recunoașterea orașului Dărmănești. La eveniment a fost prezent și ministrul mediului, Mircea Fechet. Așa este. Până la urmă, se vorbește atât de mult despre oameni care poate n-au făcut suficient și atât de puțin despre oamenii valoroși care au oferit comunității lucruri extraordinare. Toți cei patru oameni premiați astăzi m-au inspirat și m-au făcut să mă simt neînsemnat în raport cu realizările acestora. Și eu cred că acest mod de a-i prețui pe cei care au făcut și care au dăruit la rândul lor atât de multe lucruri, cred că ar trebui repetat, pentru că fiecare comunitate, indiferent de mărimea acesteia, cred că are oameni foarte valoroși, oameni pe care poate că nu i-a descoperit nimeni până astăzi în sensul în care să-i premieze. Dar cred că toți merită
dacă nu un premiu, măcar o vorbă bună de apreciere. Da, într-adevăr, și acum referindu-ne la turul de forță, am văzut că ați fost așa pe toată valea, la evenimente diferite, dar țineți constant aproape de Bacău și de băcăuani, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Păi, sunt băcăuan, nu? N-am cum să nu țin, pentru că este important în opinia mea că, indiferent de funcția pe care o ocupi temporar, să nu uiți de unde ai plecat. Ori rădăcinile mele sunt în județul Bacău, așadar ori de câte ori timpul îmi permite, cu mare drag sunt alături de comunitățile locale, alături de oameni, până la urmă, pentru că este și locul de unde afli ce ai de făcut a doua zi, nu din birou de la București, ci bine conectat la primarii județului nostru, la cetățenii județului, cu problemele și cu bucuriile fiecăruia dintre ei. În cadrul evenimentului, atmosfera este mereu una încărcată de emoție și mândrie locală. Premiile oferite sunt simbolice, însă recunoașterea și aprecierea comunității au un impact profund asupra celor premiați. De-a lungul anilor, această inițiativă a contribuit nu doar la consolidarea unei identități locale puternice, dar și la încurajarea generațiilor tinere de a aspira la excelență în tot ceea ce fac. A fost o distincție care m-a luat pe nepregătite și ca, și ca vârstă, și ca activitate, și ca înțelepciune. Oricum, activitatea dumneavoastră pentru telespectatorii noștri, o să vă rog să o sintetizați. CV-ul este foarte generos, foarte amplu și foarte complex. Pentru telespectatori, o să vă rog să-l sintetizați dumneavoastră un pic și ca să spuneți corect, pentru că sunt atât de multe încât nu o să pot să cuprind. Da, eu m-am format în Dărmănești până la sfârșitul liceului, după care am urmat studiile de licență la Alba Iulia și de masterat. M-am format ca filolog în românistică, apoi ca doctor am devenit doctor în filologie la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași și de la sfârșitul doctoratului lucrez ca cercetător. Mă ocup de texte vechi românești la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași. Am privilegiul în momentul de față să lucrez cu cele mai vechi texte românești. Da. În mare noroc de altfel, pentru că vă trec prin mână și prin fața ochilor texte extrem de valoroase la care publicul larg și nici măcar de cei din domeniu nu au acces. Ne cuminecăm cu ele, ca să spun așa. Chiar am avut cinstea în ultimii ani să lucrez cu cel mai vechi text românesc, care este o psaltire, o psaltire de pe vremea lui Ștefan cel Mare, psaltirea Hurmuzache. Am înțeles că la mănăstirile sau la una din mănăstirile de pe Sfântul Munte Athos ați reușit să digitalizați o parte din lucrări. Da, a fost o experiență chiar în timpul studenției, cu adevărat determinantă în viața mea, să mă aflu o lună în mănăstirea Vatopede în Muntele Athos, la invitația părintelui stareț Efrem Vatopedinul, pentru digitalizarea fondului de manuscrise. Vorbim de manuscrise bizantine de 1000 de ani, cu cerneală de aur, cu miniaturi. Cum v-ați simțit? A fost ceva, mai ales ceva care nu poate fi cuprins în cuvinte. Noi, având totuși o cultură mai nouă, noi, manuscrisele românești sunt mai recente, de la Ștefan cel Mare încoace, acolo totuși vorbeam de... Că vă tremură degetele, nu? Exact, așa e. Da, o muncă rară, o muncă de Sisif, aș putea spune, dar o muncă plină de satisfacții. Așa e. E, de fapt, pasiunea m-a condus aici și mă ține aici. Cum am spus, ne cuminecăm cu aceste lucruri. Dacă nu ar fi satisfacție, dacă nu ar da bucurie sufletească, nu cred că ne-am ocupat de asemenea lucruri, dar ne îmbogățim sufletește din ele. Sunt, de fapt, rădăcinile noastre. În anul acesta, premiile Oamenii de Valoare au fost acordate unei diversități de personalități. Fiecare dintre aceștia a adus un plus de valoare orașului, contribuind la renumele său. Am întrebat cu 10 minute înainte să înceapă evenimentul ce anume exact trebuie să fac. Și atunci mi s-a spus că, de fapt, voi primi și eu o distincție. Eu venisem cu ideea că trebuie să mânez niște diplome și să felicit niște tineri și nu că voi fi eu cea distinsă.
Și nu m-am pregătit foarte mult la asta, dar am improvizat și am avut emoțiile necesare care au construit improvizația. Discursul, exact. Îi mulțumesc domnului Toma, primarul acestui oraș, care, după câte se vede și în momentul ăsta și pe parcursul anilor, se vede că au dat foarte multe talente, nu numai în domeniul artistic, muzical, ci și în foarte alte multe domenii. Sunt impresionată, suntem norocoși, nu știu dacă așa e în toată țara, dar eu când am văzut acum la acest eveniment câți tineri au fost premiați și câte rezultate extraordinare au, mă surprinde că într-un oraș așa de mic avem atâta talent și atâta muncă. Nu e suficient să avem talent. Sunteți exemplu viu. Da, sunt exemplu viu. Mi-am ascultat vocea interioară, pentru că de mică eu cântam în apartament la părinții mei acasă, aici cu câteva străduțe mai departe de aici. Și vecina mea și-a foarte bine aminte că striga de jos din fața blocului, nu mai cânta că o să te fure București, îmi spunea ea atunci pe vremea. Ai întâi cu Și aproape, pentru că i-am spus după aia mai târziu, ne-am întâlnit și am zis, vezi, nu m-a furat București, am furat Parisul, nu-i rău nici asta. Și când au fost momente dificile și când au fost momente de alegere, nu mi-a fost ușor să aleg, pentru că era alegerea mea a fost puțin opusă cu voința părinților. Și am făcut multe sacrificii să pot să mă duc pe calea asta, pentru că părinții mei nu aveau resurse financiare la momentul respectiv suficiente să mă întrețină să fac școlile care le-am făcut și așa, dar m-am dus cu multă muncă și voință și am sacrificat multe chestii și am lucrat foarte mult pe cont propriu ca să pot să mă întrețin și să fac lucrurile singură, că nu depindeam de părinți, deja foarte tânără. Eu am plecat din Dărmănești de la 13 ani jumate. Am plecat la Cluj-Napoca, după care am plecat la Timișoara și din Timișoara am plecat în Franța. Parcursul de la Cluj a fost foarte dificil, foarte dificil. Activitățile dedicate zilelor orașului continuă, iar momentul premierii oamenilor de valoare rămâne un punct culminant al evenimentului, subliniind încă o dată devotamentul administrației locale pentru recunoașterea și sprijinirea celor care fac cinste orașului Dărmănești. Prin această inițiativă, primarul Toma Constantin și întreaga comunitate transmit un mesaj puternic. Munca și excelența sunt întotdeauna apreciate, iar cei care se dedică cu adevărat vor fi întotdeauna recunoscuți și onorați. Memoria militarilor care și-au sacrificat viața în luptele duse pe dealul Coșna din comuna Pângărești, județul Bacău, în primul război mondial, a fost omagiată și în acest an printr-un ceremonial militar-religios organizat la ansamblul monumental ridicat acum ceva ani. Pe dealul Coșna s-au dus lupte grele între trupele române ajutate de militare ai misiunii franceze și cei ai triplei înțelegeri condusă de Germania. Totodată a fost inaugurată a treia cruce comemorativă sculptată de artistul Cornel Solomon din Slănic, Moldova, ridicată pentru a cinsti memoria celor care și-au pierdut viața în lupte. Construirea unui al treia componente a ansamblului monumental, o cruce comemorativă este făcută din piatră în memoria, onoare și respect 1916 a tuturor eroilor. Ce, iarăși, constructorul este membru al cultului eroilor, este președintele subfilialei Slănic Moldova, un executant cunoscut în țara noastră de astfel de opere comemorative. Și nu în ultimul rând, participarea anul acesta unei delegații numeroase a cultului eroilor din țară, de la Bihor, Galați, Piatra Neamț și așa, președinții de filiale, care m-am bucurat să fie prezenți astăzi aici, să ne transmită omagii pentru eroii care sunt comemorați aici și înmormântați în cele 12 cimitire construite de Asociația Națională Cultului Eroilor pe aliniamentul frontului din 1916-1919. La deschiderea ceremonialului, imnul național a fost interpretat de Maria Dăscăliței și de muzica militară a garnizoanei Bacău.
Ceremonialul a fost deschis de prezentarea onorului militar către Marius Gabriel Gheorghiță, primarul comunei Pângărești, și către generalul major Claudiu Mihail Sava, comandantul diviziei 2 Infanterie Genetică, reprezentantul statului major al apărării. Locul în care ne găsim astăzi a devenit, începând cu anul 2021, un spațiu al memoriei, unde fiecare dintre noi poate simți emoția de a păși acolo unde, în august 1917, de o parte și de alta a tranșeelor, se înfruntau într-o încleștare decisivă mii de soldați. Noi astăzi avem obligația de a-i cinsti și cu onoare îmi aduc mereu aminte când urc aici să spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Dacă ei și-au vărsat sângele și au murit pentru libertatea noastră, noi facem doar un mic gest astăzi prin evenimentul nostru, dar înseamnă că ducem mai departe și cinstim și ne facem datoria. Ceea ce trebuie să transmitem copiilor noștri și urmașilor noștri ca să nu ne pierdem rădăcinile. Ceremonial a participat și noul președinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, dar și ai unor filiale Cultul Eroilor din România. Am fost onorat de fiecare dată și anul trecut și anul acesta și voi fi onorat de ori câte ori voi participa la astfel de activități. Cum a fost evenimentul de astăzi? Un eveniment foarte frumos. Mă bucur să văd că au fost mai mulți oameni decât anul trecut, mai mulți copii. Anul trecut chiar remarcam acest lucru. Mă bucur să văd că anul ăsta au venit și mai mulți decât anul trecut și asta pe noi de la Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria nu poate decât să ne bucure, pentru că, așa cum spuneam și în scurta mea intervenție, deviza noastră este: neamul este etern prin cultul eroilor. Dacă noi vom continua să ne cinstim eroii, sunt convins că și neamul nostru va dăinui peste veacuri și e o datorie de onoare să facem lucrul ăsta. Ansamblul monumental ce evocă frăția de arme dintre români și francezi a fost prezent și atașatul militar francez. Și pentru națiunile aliate, anul 1917, cel de-al treilea an de război, a fost un an crucial. În special, cu intrarea în război a Statelor Unite alături de aliați, precum și imensa bătălie de la Chemin des Dames și mai târziu, când aliatul rus s-a retras din conflict din cauza revoluției care avea loc în Rusia. În acest context de schimbare profunde, România și-a desfășurat cu succes campania de vară, împiedicând înaintierea trupelor germane și austro-ungare spre Moldova. Și nu se trece a fost deviza armatei române pe tot frontul românesc în 1917, inclusiv pe dealul Coșna. Prin acțiuni solidare și sprijin al tuturor celor care ne vor fi alături, vom continua dezvoltarea proiectului Ansamblu Memorial Internațional de pe dealul Coșna printr-o serie de activități, dintre care enumerăm pavajarea monumentului cu două piese de artilerie, extinderea porțiunii de tranșei placate cu lemn, așa cum a fost acum 107 ani, realizarea și amplasarea unor plăci comemorative din piatră, aici, în dreapta monumentului, pe care să fie inscripționate date sintetice privind denumirile marilor unități și unități române, germane, austriece și ungare, armate, corpul de armată, divizii, brigăzi, regimente, batalioane independente, care au adus acțiuni de luptă în zona Coșna și în întreaga bătălie a Uituzului, Marele Război, numărul de efective angajate în acțiuni militare, morți, răniți și dispăruți, constituirea unui spațiu muzeal comemorativ care să cuprindă artefactele ale confruntărilor armate din anii 1916-1918 din zona Costa și din întreg arealul Uituzului. Ceremonialul a continuat cu depunerea de coroane la ansamblul monumental Coșna, apoi zona a fost survolată de aeronave ale bazei 95 aeriană din Bacău. La final a avut loc defilarea structurilor militare prezente. Pe dealul Coșna, prima cruce este dedicată memoriei ostașilor români din unitățile militare care au participat la luptele din sectorul dealul Coșna și zona adiacentă în războiul de întregire națională.
A doua cruce este înălțată pentru locotenentul erou Paul-Edouard Verger din misiunea militară franceză căzut eroic în luptele de pe dealul Coșna la 10 august 1917 în fruntea militarilor din regimentul 16 Infanterie Suceava, iar cea de-a treia celorlalți militari căzuți pentru a îndeplini ordinele care le-au fost date. Târgu Ocna, oraș cunoscut pentru frumusețea sa naturală și istoria îndelungată, a fost din nou gazda unui moment emoționant dedicat celebrării iubirii și devotamentului. În cadrul festivităților prilejuite de zilele orașului, primarul Cristian Aurelian Cibotaru a păstrat tradiția de a onora cuplurile care au ajuns la impresionanta aniversare de 50 de ani de căsătorie. Anul acesta, ceremonia a avut loc în cadrul solemn al Bisericii Precista, un loc plin de semnificație spirituală și istorică pentru comunitatea locală. Într-o atmosferă încărcată de emoție, 28 de cupluri au așteptat cu nerăbdare momentul festiv, în care munca, răbdarea și iubirea care i-au ținut împreună timp de jumătate de secol urmau să fie recunoscute și celebrate public. 1974, probabil, erau tot zile la fel cu soare, cu frumos, cu bucurie și cu multă, multă emoție, nu? Așa un an peste timp, iată că într-o zi binecuvântată de bunul Dumnezeu, într-o zi cu mare sărbătoare, într-o zi de hram a orașului stațiune Târgu Ocna, într-o zi de sărbătoare a unui lăcaș deosebit, care astăzi și-a marcat sărbătoarea de hram, alături de preacucernicii părinți, ne aflăm pentru a vă celebra un număr de ani frumoși, un număr de ani bucuroși. Suntem aici cu colegii din aparatul instituției primăriei, pentru că primii 50 de ani sunt cei mai frumoși și la fel de frumoși vor fi și următorii 50. Cred că toți avem emoții pentru că dumneavoastră, cei care ați construit Târgu Ocna, care ați ales la un moment dat să veniți în Târgu Ocna, să puneți umărul, să o transformați, să o puneți pe o direcție, noi astăzi să ne bucurăm de ea și să vedem că efortul dumneavoastră nu a fost în zadar. Noi pentru lucrul acesta vă mulțumim. Cuvintele întotdeauna sunt de prisos, cred că cel mai important este să marcăm acest moment frumos, deosebit, încărcat cu o spiritualitate, printr-o slujbă de mulțumire. Ceremonia desfășurată într-o ambianță de respect și admirație a fost marcată de momente pline de căldură. Cuplurile au primit diplome de onoare, flori și mici cadouri, fiecare gest subliniind recunoștința administrației locale pentru modelul pe care aceste familii îl reprezintă pentru întreaga comunitate. Pentru multe dintre cupluri, momentul a fost o rememorare a celor 50 de ani petrecuți împreună cu bucuriile și provocările vieții de zi cu zi. Primarul Cibotaru a subliniat în discursul său importanța familiei ca nucleu al societății și a încurajat tinerele generații să privească spre aceste cupluri ca spre modele de viață. Premierea cuplurilor care au ajuns la 50 de ani de căsătorie a devenit o tradiție respectată și apreciată la Târgu Ocna, oferind un moment de reflecție asupra valorilor esențiale care stau la baza unei vieți împlinite. Anul acesta, ca și în anii trecuți, aceste cupluri au fost celebrate nu doar pentru durata căsniciei lor, ci spre exemplu de perseverență, iubire și respect pe care îl oferă tuturor. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Luni 2 septembrie, vremea continuă să fie una caldă. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 14 grade Celsius. Marți 3 septembrie, vremea continuă să fie una caldă. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Miercuri, 4 septembrie, vremea continuă să se mențină caldă. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!